86.000 de polici subliniere T, 3 elicoptere, 85 de camioane cu tunuri de apă, 67 de vehicule blindate, 10 de arestri, se pregătește meciul la Istanbul, video. Poliția turcă a arestat marci peste 50 de persoane la Istanbul, ora subliniere în care au fost luate măsuri sporite de securitate în timp ce opoziția pregătea manifestații cu prilejul zilei de 1 mai, relatează AFP. În Turcia, Ziua Internațională a Muncii a fost marcat în trecut de confruntări între manifestanți sublinierei polici sublinierei, însă autoritățile au împiedicat în ultimii ani accesul în locurile în care aveau loc aceste manifestații. Accesul în piața Taksim, în centrul ora sublinierei Istanbul, a fost blocat marci de cordoane de poliție, scrie Ager Press. Autoritățile au blocat, de asemenea, accesul pe bulevardul Istiklal, principala stradă comercială sublinierei pietonal din ora subliniere, unde au avut loc manifestații ale opozanților. Cintorii ai opoziției care au încercat să ajungă în piața Taksim au fost arestați, unii fiind mobilizați la pământ de poliție, potrivit unui fotoreporter al AFP. În total, 52 de persoane au fost arestate la Istanbul sublinierei transportate cu autobuze pentru a fi interogate, a anunțat agenția Anadolu. Potrivit sursei citate, 26.000 de polici subliniere T au fost mobilizați marci la Istanbul, susținuți de 3 elicoptere, 85 de camioane cu tunuri de apă subliniere și 67 de vehicule blindate. Reuniuni autorizate au avut loc de asemenea în capitala Ankara sublinierei în alte ora sublinierei din Kar. Tensiunile politice sunt puternice în Turcia înaintea alegerilor parlamentare sublinierei prezidențiale anticipate convocate de presubliniere din Recep Tayyip Erdogan pe 24 iunie. Erdogan intenționează să obțină un al doilea mandat de presubliniere dinte al cerii, precum sublinierei o majoritate parlamentar covâr sublinierei toare.